Administratorul unui ștrand din Orăștie este acuzat că a agresat o tânără polițistă, Atena Bănuț, de 27 de ani, angajată Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. A relatat pentru ziarul hunedoreanului că a fost îmbrâncită, lovită și zgâriată la intrarea în baza de agrement de un tânăr de 30 de ani, cunoscut ca fiind foarte agresiv în fața mamei sale. Am depus o plângere penală împotriva celui care m-a agresat, administrator al ștrandului din Orăștie. Incidentul s-a petrecut în timp ce mă aflam cu mama mea în ștrand. I-am dat banii acestuia și am spus că nu-mi trebuie brățară de intrare, pentru că nu vreau să mă bronzez cu urme. În acest moment, el a început să-mi vorbească urât, mi-a spus marș afară. În acel moment m-am aprins și eu, știa că sunt polițistă, a început să mă împingă, m-a lovit și zgâriat. A fost o altercație în urma căreia am avut de suferit. Medicul a stabilit că am nevoie de 7 zile de îngrijiri medicale pentru a mă recupera, a declarat tânăra pentru cotidianul Ziarul Hunedoreanului. Parchetul de pe lângă judecătoria Orăștie a deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, în acest caz urmând ca anchetatorii să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.